Salutare, salut Andrei. Salut. Coordonezi echipa de ServiceNow. Spune-ne câteva cuvinte despre acest produs și ce fel de servicii oferiți prin ServiceNow. Da, ServiceNow este o platformă de automatizare a proceselor. Foarte la mod în ultimul timp, în ultimii ani a avut o creștere constantă în piață. Au pornit probabil cel mai cunoscut produs al lor fiind ITSM, zona de ticketing, cum ar veni. Dar momentan sunt undeva pe peste 30 de produse pe platformă. Serviciile care le oferim noi sunt începând de la configurare platformei, mici modificări ca să ajustăm la nevoile clienților noștri, până la dezvoltarea de aplicații custom sau consultanță pe care o oferim clienților cu abordarea soluției, ajustarea proceselor. Aici sunt niște sinergii foarte apropiate cu zona de service management sau cu zona de automatizări și integrări. ServiceNow fiind ca un fel de hub care centralizează informațiile din diferite sisteme și poate fi folosit și pentru automatizarea rezultatelor respective. Am înțeles. Din câte știu, ServiceNow se integrează cu multe platforme. Poți să ne dai câteva exemple cu platforme cu care se integrează ServiceNow? Da. ServiceNow oferă, este foarte prietenos în ceea ce vine, ceea ce privește integrările. Poate cele mai folosite sunt cele cu produsele din suita Microsoft. De exemplu, Microsoft Teams este o integrare end-to-end a experienței de client pe care o poți configura între timp și ServiceNow, de exemplu. Alte produse sunt pe toate platformele mari, Oracle, SAP și așa mai departe. Ce e de menționat, toate acestea vin așa pe pachete. Primești prima dată pachetul gratuit, care ai un număr limitat, un pic de Teams, un pic de Zoom, în general, ceva în zona de chat și merge până la zona Enterprise. Acolo deja poți vorbi cu integrări cu UiPath, de exemplu, sau cu toate sistemele de infrastructură, dacă ar fi un SCCM, AD Provisioning, orchestrare, automatizare. Am înțeles. Spune-ne câteva cuvinte despre echipa voastră de ServiceNow. Cât este de mare, nu știu. Echipa noastră, suntem acum un pic peste 30 de persoane în area de ServiceNow. Uh-huh. Am început în 2019. Cu două persoane, am devenit în curând destul de repede 5. Am luat primele două proiecte pentru un client din Germania și între timp, acum de la două proiecțele mici, am ajuns undeva în zona de 10. Pentru clienți, în general, din Germania, în zona serviciilor financiare și mai avem și un client în zona de healthcare, prin colaborare cu partenerii noștri. Da, am înțeles. Și cei din echipă, nu știu, ce limbaj de programare folosesc pentru customizarea diferitelor plugin-uri? Limbajul de programare folosit în ServiceNow este JavaScript. Și e destul de ușor de învățat pentru cineva care vine din zona de JavaScript să se obișnuiască. E destul de aproape de vanilla JavaScript. Da. Are customizările specifice pentru platformă, dar da, asta e și avantajul, e ușor de învățat și oferă foarte multă flexibilitate în configurare. Dacă e comparare cu alte tool-uri care îți oferă cam același serviciu, ServiceNow este mult mai flexibil, mult mai customizabil, ai mai multe posibilități dacă te decizi să investești. Da, foarte fain. Și cum testa soluțiile dezvoltate? Aici depinde de la proiect la proiect. Noi, în general, pe proiectele interne, avem o echipă dedicată de testări, dar sunt clienți care preferă să aibă echipa lor proprie de testare. ServiceNow îți oferă și o aplicație, Automated Test Framework se numește, dar este mai mult targetată pentru out-of-the-box functionality. În momentul în care adaugi customizările, ai un pic de overhead în configurare și în folosire. Sunt multe companii care nu folosesc, dar există și opțiunea asta. Așa, atunci se setează manual sau ceva? Exact. În principal, manual. În general, cantitatea de cod este destul de manageable în ceea ce privește testarea. Adică nu sunt bucăți mari de cod, e o combinație între
low-code. Am înțeles. Foarte fain. Spune despre tine câteva, nu știu, ce hobby-uri ai? Ce hobby-uri au? Place să călătoresc. Cred că asta e un hobby foarte, foarte popular. Răspândit, da. Călătoresc, îmi place să ascult audiobook-uri. În general, când în drum spre lucru. Și atunci vin pe jos, distanța mai lungă, ca să beneficiez și de... Și din ce zonă sau ce fel de audiobook-uri? În general, istorie sau business, sau self-improvement. Da. Super fain. Nu știu, cărți tehnice ultimul, sau audiobook ultimul interesant, poate ne recomanzi? Cărți tehnice nu. Nu pot spune că citesc. Oricum, în ultima vreme mai mult în zona de business. Ce fac ca să mă mențin la zi cu ce se întâmplă în piață? Urmăresc revista periodică de la Serionau pe care publică ei. O revistă virtuală. Trimestrială, zice. Înțeles. Dar, da. Asta plus articole de pe LinkedIn sau unde mai sunt eu înscris. Da. Bun. Mulțumim, Andrei. Cred că, da, asta a fost. Și te așteptăm la, nu știu, revistă. Vedem. Mulțumesc. Mersi, Marcelo.